Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube! În acest video ți-am pregătit taroscopul lunii ianuarie pentru toți cei care aveți zodia, ascendentul, luna natală sau orice aglomerare de 4 sau mai multe planete în semnul zodiacal al berbecului. Acest taroscop este unul general, prin urmare e important să urmărești atât pentru semnul tău zodiacal, cât și pentru acel semn zodiacal în care ai ascendentul, luna sau aglomerare de 4 sau mai multe planete. Dacă nu știi exact ce înseamnă toate aceste lucruri, ți-am lăsat aici în colțul din dreapta sus un link către un video care s-ar putea să-ți mai clarifice din întrebări. Dacă mai ai întrebări, bineînțeles, nu ezita să le scrii în comentarii sau să te alături grupului de Facebook în care avem discuții puțin mai amănunțite pe teme de astrologie și tarot. Acesta este un taroscop, adică îmbin astrologia și tarotul. O să încep cu explicațiile astrologice, cu horoscopul lunii ianuarie, în general, pentru toată lumea. O să vă las aici în partea dreaptă a ecranului datele cele mai importante ca să puteți să vă luați notițe, da, cu toate informațiile pe care vi le transmit. Cum am decis să schimb puțin formatul acestei etalări, pentru că nu va mai fi săptămânală, va fi lunară pentru fiecare zodie în parte, ca să pot să intru în mai multe detalii și să vă fac un overview mai detaliat pe mai mult timp înainte, să vă puteți planifica luna din timp. Prin urmare, pentru energia generală o să folosesc aceste zaruri. Sunt niște zaruri cu 12 fețe, cel mov conține cele 12 case astrologice, cel verde cele 12 semne ale zodiacului și cel albastru 12 plasamente planetare importante. Aceste zaruri o să ne dea energia generală a lunii pentru zodia voastră și pe urmă din aceste cărți de tarot, tarotul elementelor, o să extrag 3 cărți ca să clarificăm primele 10 zile din lună, următoarele 10 și ultimele 10. Bun, până când amestec eu cărțile, vreau să vă dau câteva detalii legate de partea astrologică a acestei luni. Avem câteva evenimente importante astrale care se întâmplă în decursul lunii ianuarie 2021. În primul rând, Marte, planeta războinică, guvernatorul berbecilor și a scorpionilor, intră în zodia Taur pe 7 ianuarie la ora 12:30 dimineața. În 8 ianuarie, Mercur, planeta comunicării, guvernatorul gemenilor și al fecioarelor, intră în vărsător la ora 14. Tot în 8 ianuarie, Venus, planeta frumosului, a iubirii, dar și a banilor, micul benefic, intră în Capricorn la ora 18. Toate aceste ore sunt ora României. Bun. Până acum, hai să ne gândim la aceste 3 evenimente astrale. Cum ne influențează? Păi, Marte și cu Mercur, în cursul zilei de 8 ianuarie, în intervalul 14-18, o să facă o cuadratură, un aspect tensionat. E posibil ca în această perioadă să vedeți bărbații, băieții, în special mai agresiv verbal, mai tensionați, mai nervoși, mai predispuși spre vorbe dure și vorbe urâte. Partea pozitivă este că în aceeași zi, pe 8 ianuarie, la ora 18, odată cu intrarea lui Venus în Capricorn, acesta va face trigon, aspect pozitiv de susținere pentru Marte din Taur și cumva va mai media din aceste aspecte tensionate. Ce înseamnă asta? Că de pe la ora prânzului până spre seară, bărbații, da, vor tinde să fie mai agresivi verbal, mai morocănoși, mai supărați, mai militanți. Dar în cursul serii, femeile care au o vorbă dulce, ceva frumos de spus, poate să mai medieze această tensiune, da? Pentru că se formează acest trigon, acest aspect de susținere. Bun. Următorul aspect important pe care vreau să vi-l evidențiez se întâmplă în perioada 10-14 ianuarie, când Jupiter
face careu, aspect tensionat de quadratură cu Chiron. Marele benefic tensionează rănile karmice cu care am venit fiecare dintre noi în această viață. Această tensiune, da, pentru unii dintre noi o să agraveze anumite probleme, dar în același timp acest aspect tensionat ne și face să vrem să acționăm, să facem ceva pentru a rezolva odată și pentru totdeauna aceste răni karmice. Următorul aspect important pe care vreau să-l evidențiez se întâmplă în ziua de 13 ianuarie. La ora 7 dimineața avem faza de lună nouă la gradul 23 de Capricorn. Acest aspect o să-l detaliem în a doua parte a acestui video, să vedem cum se aplică în special pentru zodia voastră. Următorul aspect important, în perioada 14-15 ianuarie, Uranus staționează. Mare atenție la planete care sunt staționare, pentru că în acele momente sunt mai puternice, mai potente, mai explozive. În 16 ianuarie își reia mersul direct, dar aici mai intervine o problemă. În perioada 15-18 ianuarie, Jupiter, marele benefic, face quadratură cu Uranus. Și iarăși, aspect tensionat între marele benefic și planeta neașteptatului, a răsturnărilor de situații, a electricității și a exploziilor. Mare atenție aici pe perioada 15-18 ianuarie, la lucruri neprevăzute, la posibile probleme cu electrocasnicele. Aveți grijă să nu plecați de acasă, să lăsați ceva în priză, pentru că aici există foarte mari riscuri, mai ales că împreună cu Uranus în Taur, acolo e și Marte, micul malefic. Bun, următorul aspect important se întâmplă în seara zilei de 19 ianuarie la ora 22:40 de minute, când Soarele părăsește zodia Capricornului și se alătură aglomerării de planete din Vărsător. Începe luna Vărsătorului. Pe urmă mai avem în 28 ianuarie faza de lună plină, care se întâmplă la ora 21:16 minute. Va fi luna plină în Leu, când Soarele se află în Vărsător și luna în Leu. Ultimul aspect important pe care vreau să vi-l menționez pentru această lună este retrogradarea planetei Mercur. Acum, retrogradarea planetei Mercur are 3 faze. Prima fază, când merge în mers direct, de la gradul 11 până la gradul 26 de Vărsător. Pe urmă, faza de retrogradare, când se întoarce de la gradul 26 de Vărsător până la gradul 11 de Vărsător. Și a treia etapă, când își reia mersul direct și parcurge pentru a treia oară acest interval 11-26 grade de Vărsător. Prima etapă de mers direct se întâmplă între 15 și 30 ianuarie. În 30 ianuarie, Mercur se oprește și se pregătește să se întoarcă. Între 30 ianuarie și 20 februarie își va face mersul retrograd, în 20 februarie se oprește, urmând ca între 20 februarie și 3 martie să meargă din nou în mișcare directă. Mercur retrograd, nu vreau să vă speriați, da, e o perioadă mai dificilă în care trebuie să fim mai atenți, dar este și o perioadă în care ne putem folosi de acest tranzit planetar și în a doua parte o să vă explic exact pentru fiecare cum puteți să vă folosiți de aceste 3 intervale ale lui Mercur retrograd. În prima parte, între 15 și 30 ianuarie, trebuie să fiți foarte atenți la anumite lucruri care se întâmplă în viața voastră, pentru că în a doua parte, între 30 ianuarie și 20 februarie, o să aveți ocazia să refaceți, să reveniți asupra unor lucruri, asupra unor decizii care nu au ieșit bine în trecut. Puteți să refaceți ceva, să regândiți, să reiterați, să redobândiți chiar anumite lucruri. Și o să vedem în a doua parte exact cum se aplică asta pentru zodia voastră. Bun, și acum hai să trecem la partea a doua, la analiza detaliată. Hai să vedem pentru berbeci, pentru cei care aveți
luna natală, ascendentul, zodia sau aglomerare de 4 sau mai multe planete în harta natală în berbec. Pentru voi, faza de lună nouă din 13 ianuarie se întâmplă în casa a 10-a astrologică și poate să vină cu noi începuturi, noi inițiative legate de carieră, de imagine publică, de reputația voastră în lume. Puteți să inițiați proiecte noi la locul de muncă, să vă căutați un loc de muncă nou, să porniți o afacere, să porniți un parteneriat, să vă schimbați imaginea publică, să vă schimbați reputația în orice fel. Faza de lună plină, care vine pe 28 ianuarie, se întâmplă pe casa a 5-a și o să vă aduc anumite finaluri, anumite rezultate pozitive pe domeniul de creativitate, de dragoste, de relație cu copiii. S-ar putea să finalizați un proiect creativ, să treceți cu relația la nivelul următor, să aflați că aveți un copil sau să plănuiți să faceți un copil sau pur și simplu să se îndrepte într-un fel sau altul relația unui berbec cu copiii săi. Partea de Mercur retrograd, care se întâmplă în trei intervale, între 15 și 30 ianuarie, între 30 ianuarie, 20 februarie și ultimul interval între 20 februarie 3 martie, pe voi o să vă afecteze pe casa 11 astrologică, a comunității, a prietenilor, a cluburilor din care faceți parte. Dacă vroiați să vă alăturați unui cerc de prieteni, unui grup de oameni, unui club, unei organizații și tot nu ați reușit să faceți acest lucru, puteți să fiți foarte atenți la mesajele, cuvintele, informațiile care vin către voi din partea acestor organizații, cluburi, grupuri de prieteni în intervalul 15-30 ianuarie, pentru că pe baza acestor informații, acestor vorbe, mail-uri, SMS-uri, gânduri, acțiuni, o să puteți în intervalul 30 ianuarie, 20 februarie să vă regândiți planul de acțiune, astfel încât între 20 februarie și 3 martie să puteți să aveți succes în această direcție. Per total, nu se întâmplă pe o casă astrologică nasoală partea asta de Mercur retrograd. E în Vărsător, în casa astrologică guvernată oricum de Vărsător, a cercurilor de prieteni, a grupurilor mari de oameni. S-ar putea ca în prima parte a lunii februarie să observați anumite întârzieri ale mesajelor care le primiți de la prietenii voștri. S-ar putea să pierdeți un mesaj, un SMS, să efectiv să vă intre în telefon, dar să nu-l observați timp de mai bine de o lună și să răspundeți la el de-abia în luna martie. Da, orice e posibil, mai ales pentru că Vărsătorul guvernează și comunicarea aceasta pe internet, prin intermediul tehnologiei. Și acum, hai să vedem energia generală pentru berbeci, pentru luna ianuarie, este Jupiter în casa a 5-a în RAC. Pentru voi, lecția lunii ianuarie vine legată de această casa a 5-a astrologică, de luna plină care va avea loc acolo pe 28 ianuarie. Aveți foarte mare susținere de la Jupiter, de la Marele Benefic, pe tot ce ține de creativitate, romantism, relații de dragoste, relație cu copiii, mai ales pentru o parte dintre femeile berbec care își doresc să devină mame. Partea aceasta, luna aceasta ianuarie, este foarte bine aspectată aici, este foarte bine susținută pentru voi. Este foarte bună luna ianuarie și pentru toți berbecii care sunteți artiști, care profesați în orice domeniu al artei, că e artă plastică, arhitectură, design de interior, modă, actorie, teatru, muzică, orice domeniu artistic este foarte bine susținut aici, vine cu foarte multă inspirație, foarte multă creativitate și cu o parte foarte emoțională, adică orice proiect artistic, orice proiect creativ veți face în decursul acestei luni ianuarie, o să vină cu foarte multă încărcătură emoțională în spate, o să reușiți să
obțineți de la publicul vostru, de la clienții voștri, un răspuns plin de emotivitate. Cumva o să reușiți să le atingeți această coardă sensibilă și să, efectiv să-i faceți să se îndrăgostească de proiectul vostru, de opera voastră de artă, de propunerea voastră artistică, creativă. O lună foarte frumoasă, plină de creativitate pentru berbeci. Și acum hai să vedem trei cărți pentru prima, a doua și a treia parte a lunii, primele 10 zile din lună, următoarele 10 și ultimele 10 zile ale lunii ianuarie. Să vedem ce aduc pentru berbeci. Primele 10 zile a lunii sunt guvernate aici de energia zodiei fecioare, de eremitul. O perioadă de introspecție în care berbecii ar fi bine să petreacă mai mult timp în solitudine, să aveți grijă ce spuneți, cum spuneți și cui spuneți, pentru că toate aspectele planetare care se întâmplă aici în primele 10 zile ale lunii, cu Marte care vă părăsește zodia și intră pe casa a doua astrologică la voi, în sectorul banilor câștigați prin muncă proprie, cu Mercur care face quadratură, face aspect tensionat cu acest plasament planetar, ați face mai bine să vă retrageți, să nu fiți în ochiul public, să depuneți mai multă muncă interiorizată sau în spatele culiselor, mai ales în primele 10 zile ale lunii. De ce? Pentru că uitați aici, în perioada 11-20 ianuarie, aveți aici asul de monede. Cu luna nouă, la voi pe casa 10-a astrologică, vine oportunitatea pentru un nou început financiar, pentru un nou început plin de stabilitate, o nouă afacere, un nou proiect, un nou loc de muncă. Pentru o parte dintre voi, poate transformați un hobby într-o sursă de venit suplimentar. Orice ar fi, aici vine ceva nou și de aceea e important să vă folosiți aici de primele 10 zile din lună pentru munca asta de introspecție, pentru a planifica, pentru a pune la punct toate planurile care sunt necesare ca în următoarele 10 zile din lună să puteți să beneficiați de acest nou început care vine susținut și din punct de vedere astral de faza de lună nouă, vine susținut și prin mesajul cărților de tarot cu acest as de monede aici. Și uitați aici ce frumos, pe ultimele 10 zile din lună, în perioada 21-31 ianuarie, aveți aici cartea care reprezintă planeta Jupiter, Marele Benefic, Roata Norocului. Mai ales la faza de lună plină, care pentru voi se întâmplă pe casa 5 astrologică, aici se întoarce roata pentru voi. Pentru toți acei berbeci care ați avut ceva proiecte creative în această lună, pe final de lună, în ultimele 10 zile din lună, o să aveți foarte multă susținere de la Univers, de la energiile cărților tarot, de la zaruri, de la toată lumea. Aveți aici foarte multă susținere. Jupiter vă susține, vă ajută, întoarce roata acestui noroc, astfel încât și voi să beneficiați de toate aceste binecuvântări, de toate aceste lucruri pozitive. O să fie o lună interesantă pentru berbeci, aveți mare grijă cum navigați primele 10 zile, evitați tensiunile, evitați certurile, evitați discuțiile, mai ales acolo cu quadratura între Mercur, planeta comunicării, aflate pentru voi pe casa 11 astrologică a prietenilor, și Marte, planeta care vă guvernează pe voi, care acum o să se afle pe casa a doua astrologică a banilor câștigați din muncă proprie. În primele 10 zile ale lunii aveți grijă să nu vă certați cu prietenii din cauza banilor, pentru că nu merită. Pe voi vă așteaptă atât de multă prosperitate, atât de multă abundență în restul lunii, încât aceste certuri pe început de lună efectiv sunt fără sens, nu vă ajută cu nimic. Mai ales în ziua de 8 ianuarie aveți mare grijă, mai ales acolo în intervalul orar 14-18, fiți acest eremit, retrageți-vă, mergeți în pădure dacă puteți. Dacă nu puteți, cel puțin încercați să evitați să căutați voi conflicte, chiar și dacă vă sună cineva, vă sună un prieten, o cunoștință care vă datorează ceva, vă datorează bani sau la care voi datorați bani, în acest interval orar nu răspundeți. Așteptați până după ora 18,
în ziua de 8 ianuarie, când și Venus va face acolo aspectul pozitiv de trigon și o să mai tempereze lucrurile. Bun, și înainte să finalizăm etalarea pentru berbeci, o să vă scot un card din aceste carduri Puterea Gândului ca să vă las cu un gând frumos pentru luna ianuarie, un fel de mantră pentru toți berbecii, pentru această lună care va fi foarte încărcată, dar dacă folosiți în scopuri pozitive, dacă înțelegeți energiile momentului și le folosiți ca să vă ajutați de ele, puteți să obțineți lucruri minunate. Hai să vedem. Mesajul pentru berbeci este următorul. Este doar un gând, iar gândul poate fi schimbat. Nu sunt limitat, nu sunt limitată de vechi raționamente. Îmi aleg gândurile cu grijă. Am mereu percepții și perspective noi de a vedea lumea. Sunt pregătit, sunt pregătită să mă schimb și să evoluez. Un mesaj foarte frumos pentru toți berbecii. Folosiți-vă de energiile din această lună ca să evoluați, ca să vă schimbați, ca să inițiați lucruri noi. Folosiți-vă neapărat creativitatea, găsiți-vă pasiunea. Găsiți acele lucruri care vă fac plăcere să le faceți, pentru că acest nou început aici o să vă aducă foarte multă prosperitate, foarte multă abundență și nu ar fi frumos să faceți ceva care chiar vă face plăcere? Cât de frumos ar fi să vă urmați chemarea sufletului și să și faceți bani din asta. Luna ianuarie vă arată că puteți, e posibil. Chiar și perioada de Mercur retrograd pentru voi nu va fi nasoală absolut deloc. Se întâmplă pe o casă astrologică pozitivă, vine aici cu un mesaj pozitiv de la roata norocului. Văd doar lucruri bune pentru berbeci. Lăsați-mi în comentarii cum se aplică această etalare pentru voi. Vă mulțumesc că m-ați ascultat până la final. Nu uitați să urmăriți și pentru ascendent, pentru lună, pentru orice semn zodiacal în care aveți o aglomerare de 4 sau mai multe planete. Ne vedem în videourile următoare și, bineînțeles, în videourile zilnice. Vă doresc să aveți o lună minunată! Pa, pa!